Așadar, dragilor, continuăm activitatea noastră. Te rog, George, vină cu alte probleme. Da. Deci, alte subiecte pentru ce trebuie să alte probleme. Da, te rog frumos. Îi dăm drumul. Da, cum ai dat. În urmă cu 26 de ani, mama avea vârsta pe care o are Denisa, dar peste 8 luni, fiica va avea de 4 ori mai puțin decât mama. Ce vârstă are fiecare? E luăm mai ușor. Bine. În urmă cu 26 de ani, mama avea vârsta pe care o are Denisa. Deci în urmă cu 26 de ani. Da. Acum 26 ani, te rog să spunem. Mama avea vârsta pe care o are Denisa. Deci, vârsta mamei egală cu vârsta lui Denisa, da? Lui Denisa. Bine, dar peste 8 luni, fiica va avea de 4 ori mai puțin decât mama. Peste 8 luni, Denisa, vârsta Denisei, de 4 ori vârsta Denisei. De 4 ori vârsta Denisei, egal cu vârsta... De 4 ori mai puțin, mai puțin decât mama. Adică de 4 ori vârsta Denisei, egal cu vârsta mamei. Uite așa zice, fiica va avea de 4 ori mai puțin decât vârsta mamei. De 4 ori mai puțin, adică de 4 ori vârsta sa va face cât vârsta mamei. Da. E bine? Control, dar n-a spus punctul sau... Punctul. Să subînțelege că nu-l pun. Da. Nu se pune punctul. Da, dar dacă nu-l pui, cei care... De acum se ajunge la o treaptă încât se înțelege când nu mai pui punctul, că tot înmulțire înseamnă. Da? Da. Deci sunteți la etapa când trebuie X, nu? Da. X. Ca să trecem repede, să punem punctul, înmulțirea este reprezentată prin operația asta punct. Punctul care se pune undeva chiar la mijloc, da? Da. Nu punctul la bază, la mijloc, ca să fie limpede cu una, este punctul la bază, o să vezi și asta. Și altă e punctul la mijloc. Ca să nu confundăm punctul cu virgula mai târziu. O să înțelegi tot, da. Bine, haideți să începem problema. Deci acum 26 de ani. Da. Vârsta mamei era egală cu vârsta Denisei sau fiicei. Da. Peste 8 luni, vârsta mamei este de 4 ori mai mare decât vârsta Denisei. Deci acum 26 de ani. Da. Vârsta mamei egal cu vârsta Denisei. Puteți începe să reprezentați prin segment. Te gândești prin segment să fac ceva, da? Da. Deci vârsta mamei... Mai citesc încă o dată că tare faină este. Acum 26 de ani. Deci, în urmă cu 26 de ani, mama avea vârsta pe care o are Denisa. Mama avea... Vârsta pe care o are Denisa acum. Da, nu avea atunci. Aha. Deci, în urmă cu 26 de ani, mama... Mai citește mai clar, mai cu accent, așa. Cu 26 de ani, mama avea vârsta pe care o are Denisa. Pe care o are acum Denisa. Da. Da. Ar fi mama are, să zicem, 40 de ani, iar acum 26 de ani ar avea 14 ani acum 26 de ani. Adică Denisa ar avea 14 ani. Și după aia, dar peste 8 luni, fiica va avea de 4 ori mai puțin decât mama. Ce vârstă are fiecare?
Deci peste 8 luni, peste 8 luni, a scris? Da, peste 8 luni. Peste 8 luni, puneți, începe scrieți NUD și nu, scrieți VD și V. Vârsta de Misei este atât, iar vârsta mamei este de 4 ori, nu? Da. 1, 2, 3, 4. Deci peste 8 luni. Bun. Dacă dăm înapoi când 26 de ani și 8 luni, 26 ani plus 8 luni, vârsta de Nisei acum este cu 8 luni decât în prezent, mai mare. Deci, și dăm și înapoi 8 luni de aici. Da. 8 luni. Și 26 de ani. Deci, și 26 de ani dăm de la mama înapoi. Și 8 luni dăm, da? Da, dar nu și... Da? Și 8 luni de aici. Dar nu și la fetiță? Eu atenție! Că, da. Deci dacă dăm înapoi, George... Fata, nu dăm 8 ani de la fetiță, da. Deci de la fetiță dăm 8 luni. Nu dăm 26, da? Nu, nu numai 8 luni? Nu, pentru că zice în... Acum. Acum, în momentul acela, vârsta ei, da? Da. Deci, din vârsta mamei, da, dăm înapoi 26 de ani și 8 luni. Da, adică 3, adică 3 se numită să nu 26 de ani plus 8 luni. Exact. Deci în condițiile astea, obținem de 4, de 4 ori, da? În condițiile astea. Deci când dăm 26 de ani și 8 luni, aici 8 luni, deci 3 se mete și o bucățică, deci o bucățică înseamnă 8 luni, micuță. Deci 3 segmente și 8 luni asta. Păi 26 împărțit la, păi 26 împărțit la 3 este egal, nu știu, cred că se poate. Ba da? 26 împărțit la 3? Nu se împarte. Trebuie să fii mai atenți, că este un... Un dichis. Deci dăm 26 de ani și 8 luni acela, dăm peste vârsta lui Denisa de acum. Da. Da? Denisa de acum. Și atunci, aici, câte vârste de-a lui Denisa s-ar afla? Păi 3 vârste. S-ar afla una de aici cu 8 luni. Una de aici cu 8 luni. Da? Deci asta de aici. Pe urmă încă una cu 8 luni. Și încă una cu 8 luni. Da. Deci. Ar avea ceva ani de Nisa, se pare. Ia uite, 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 uite. Asta e Denisa de acum 8 luni. Denisa de acum 8 luni are 26 de ani și 8 luni. Da? Are 26 de 8 luni și 8 luni în toată perioada asta. Am aici 1, 2, 3 vârste de-a lui Denisa de acum. Uite, pe care le hașurez așa cum spuneai tu. Da, Denisa are 26 de ani și 8 luni, nu? Denisa. Deci Denisa, adică mama are acum, mama are în plus față de Denisa 78 de ani și nu, 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 nu. Mai mult. Are ce? Trei vârste de-a lui Denisa, trei vârste de-a lui Denisa, da? Și 1-8 luni, 1-8 luni, 1-8 luni. Păi, păi înseamnă 20 și... Păi, da, și ce faci după aia?
Și 8 luni ăsta, nu? Da, păi sunt 3 de 8 luni, adică 24. 24 de luni? Da, deci 24 luni. Și înseamnă 2 ani. Corect. Corect. Și dacă mai punem 2 ani la 26, deci 28 de ani are Denisa, iar mama... Hai să fim atenți. Te rog eu tare mult să mă urmărești. Deci cât am? Un 8 luni, un 8 luni, un 8 luni și încă un 8 luni. Dar dacă pe ăsta de aici îl tai aici, vezi? Adică ăsta care s-a adăugat plus 8 luni. Întrebarea este următoarea. În spațiul ăsta de 26 de ani se cuprinde 3 vârste de a lui Denisa de acum, de acum și încă de al de 8, 1, 2, 3, 8 luni și 4 8 luni, poftim. Da. Și atunci gândim așa. Transformăm anii în luni. Da. Un an are 12 luni. Da. Să vedem câte luni sunt în 26 de ani. Da, deci... Să vedem câte luni sunt în 26 de ani. Păi dacă mulțim pe 26 ori 12. 12. Și aflăm câte luni ar fi cuprins aici, da? Da? La care mai adăugăm, la cei 26, mai adăugăm, tu faci și mulțirea, hai să facem împreună. 26 ori 12 și face? 312. Sigur? Sigur, am făcut dată să vedem o e 312 luni. 312 luni. Bun. La cele 312 luni mai adăugăm 312 luni și 8. Nu așa? Da. 8. Așa. Și aici am 26 de ani și 8 luni, da? Și 8 luni. Da. Bun. Cam mușcat de aici. Deci, de fapt, pot să spun 26 de ani plus 1, 8 luni, 2, 3, 4. 4 ori 8, 32, da? Plus 32 de luni. Deci 1, 2, 3, 4. 344. Fac 300 cât? 44. 344. Și acum doar trebuie să aflați... Plus cât ține mama și cât ține are fiica. Da, 344. Și acum să împart toată asta. 344 la 12? Nu la 12. Te să împart pe 344 la 3, zic eu, la 3, ca să am o grupare aici. O altă grupare aici. O altă grupare aici. Deci trebuie să împart la... E greu să vă informez că nu se împarte. Dar nu trebuie, cred că am greșit aici. Ați greșit, nu se împarte. Cred că am greșit aici, că am adunat pe 8 de aici. Numai fără 8 ăsta. Adică nu 4 ori 8, ci 3 ori 8. 3 ori 8, 24. 3 ori 8, 24. Adică... 1, 2, 3 s-a adunat atât. 3
1, 2, 3. 3, 6, da? Da. Cât faci? 42, 6. 2. 112 de ani. Nu, 312 luni plus 24 fac 6, 3, 336. Da. Bine? Da, și împărțit la 3. 3, la 3, că sunt 1, 2, 3. Da? 112. Și egal cu, împărțit la 3, egal cu 112 luni. Dar 112 luni reprezintă 112 luni reprezintă vârsta pe care o va avea cine? Pe care o va avea peste 8 luni, peste 8 luni cine o va avea vârsta Dianei. Ea este și cu 8-ul ăsta, vezi? Adică asta tot. Deci 112 luni reprezintă vârsta Dianei. Și acum... Dacă vreau să văd cu 8 luni, ce mă întreabă cât, ce vârstă are acum Diana și cu mama. Așa este? Ce întreabă? Ce vârstă are fiecare? Fiecare acum! Da. Adică din vârsta Dianei scad pe cele 8. Din 112 minus 8 și fac 100 cât? 3 luni să mă ajuți. La ce, la ce, la ce? Deci 112 minus 8 luni. Păi 104. Deci 112 minus 8 egal cu 104 luni. Câți ani înseamnă 104 luni? Vârsta Dianei. 104 împărțit la 12 cine? 104 împărțit la 12. Imediat. Trebuie să facem. 104 împărțit la 12 egal cu, ca 12 în 10 nu merge, 12 gata, știu, știu, cât? 12, 12 ori 7, de ori 4, țin minte, 7, 8, nu, nu dă, nu. Ia să vedem 8, 8 ori 2, 16, 8 ori 9, și 1, 9, și rămâne rest cât? 6 din 14, spune tu. A, 104 minus 96? Asta trebuie, trebuie. Da. 104 minus 96 este egal cu 8. 8, nimic. Păi nimic. 8. 8 luni. Deci, vârsta Dianei. Două puncte. 8 ani. Și 8 luni. Și 8 luni. Hai să vedem răspunsul. O secundă, nu, nu, nu. Facem proba noi. Vârsta mamei. Vârsta mamei. Deci Diana are 8 ani și 8 luni, ai și 9. Da. Vârsta mamei. Păi vârsta mamei, cât ar însemna acum? Din cât? Din când să scădem noi 8 luni? Vârsta mamei este până aici 26 și 8 luni și plus asta de aici, cățica asta, care am zis noi cât este de mare, noi am aflat acolo când am zis 26, 336 de luni, am împărțit la 3 și am obținut așa, vârsta de peste 8 ani a Dianei. Și cât am însemnat vârsta de peste 8 ani a Dianei? 112 luni. Da. 112 luni. Acum, 112 luni ori 4,
112 luni ori 4. Că asta, noi în segmentul ăsta l-am aflat. 112 luni era segmentul de peste 8 ani. Da. Și acum 112 ori 4, ia să vedem, 112 ori 4, te rog să vezi cât face. Să văd cât face, nu da. Acum. Luni. Da. 448 luni împărțim la 12. De ce? Pentru ca să vedem... 448 împărțit la 12. Vă ajut? Da, te rog. Imediat. Merge de câte ori? De câte ori? De 3 ori. De 3 ori. 3 ori 2 6, 3 ori 3, 6 din 14. Trebuie să văd aici să calculez 8. 8. Nu cred nimic. Că dă. Nu dă. Poate dă cu luni. Da, și dă cu luni. Nu-i nimic. 8. Nu știu. Și merge de 88, merge de 7 ori. 7. 7 ori 2, 14. 7 este. Dă corect. Da? 7 ori 2, 14, 7 ori 1, 7 și 1, 8. Și dă 4 luni. 4 luni. Deci 37 de ani și 4 luni are, va avea mama peste câte luni? Peste 8 luni. Da. Deci mama avea 37 de ani. Deci vârsta mamei este egal cu 37 ani plus 4 luni peste 8 luni. Da. În momentul de față ea are cu mai puțin 8 luni. Și scădem 4 luni astea și mai scădem 4 luni din al 37-lea an. Deci vârsta mamei actuală egal cu 30 și cât te rog să mă ajuți tu. Da, imediat. Deci, unde este? Vârsta mamei actuală. 37 este... plus 4. Din care scădem 8 luni. A, bine. Da. Deci, din care scădem, deci ca și cum se adună 4 luni, 37 de ani, nu? Da. Deci scădeam în 4 luni, le-am scăzut că le-am avut de unde. Trebuie să împărțesc. Și e un an de aici din 37. Și rămân 36 de ani. Da, și după aia... Acele 12 luni. Și cu 4. 3. 12. 16. Acum, deci 36 împărțit la... Nu 36, lăsăm, că e 36 de ani. Tu n-ai putut să scazi din 8 luni, din 4 luni pe 8 luni. De ce? Mi-ai luat un an, da. L-ai transformat anul acela în luni, 12 luni, da. Și cu 4 ai făcut 16 luni. Și 16, din 16 poți să scazi pe 8. Da, mi-a rămas 8. Da, deci 36 de ani și 8 luni. 8 luni. Deci vârsta actuală e 36 de ani și 8 luni, iar la vârsta Denisa actuală egal cu cât am spus, 8 ani și 8 luni.
Să vedem dacă este o poveste corectă sau dacă nu am făcut niște greșeli. Da, trebuie să văd și pe aici. Mai am foarte puțin de transcris. Gata. George, am emoții foarte mari, că nu știu dacă este corect. Deci eu zic că am aflat un răspuns. Tu vrei să duci la răspunsul la sfârșit? Da, să ne asigurăm. Da, nu zic răspunsul. Nu. Nu îi dăm deloc. Dacă facem proba și ne iese treaba, nu discut nici cu un răspuns. Adică, eu spun că vârsta actuală, acum, e 36 de ani și 8 luni. Iar la fetiță e 8 ani și 8 luni. Peste 8 luni, da, mama va mai adăuga la 8 aici încă 8 și la încă 8 și încoace 8, peste 8 luni, da? Zicem așa, peste 8 luni. Da. Vârsta mamei, cât va fi? Te rog să vorbești tu. Peste 8 luni, cât va fi vârsta mamei? Păi peste 8 luni vârsta mamei va fi de imediat. Așa. 37 de ani și imediat 4 luni. Perfect, o avem aici. 37 ani și 4 luni. Iar vârsta lui Denisa va fi... Ne dă. Da? Eu am emoții. Deci, iar la Denisa este 9 ani și 4 luni. 9 ani? Și calculați, 9 ani și 4 luni ori 4, 4 ori 4, 16. De ce 9 ani și cum faci tu? 9 ani și 4 luni. Este puțin. Să văd dacă e corect. 9 ani. Deci acum facem verificarea. 9 ori 4 este de ce ori 4? Stai că nu știu de ce ori 4. Pentru că peste 8 luni vârsta Denise este cu 4 mai mică. Sa și sau de 9, de 4 ori toată chestia asta. Da, de fapt mai întâi, da. Perfect. Imediat. 36 și adunăm și cele 4 ori 4, 16. 37 și 4 luni. 37 și 4 luni. Superb! Superb, avem emoții foarte mari. Dacă ziceam 37 de luni, 5 luni... Bă, mă băgai în speriat să ziceam, este excelent! Excelent! George, din nou am făcut o problemă foarte tare. Cum faci tu când ai peste probleme de acestea? M-am odihnit, ziceam acum că sunt foarte tare, mă apuc de probleme și o să meargă foarte repede. Și am văzut, bă, ce chestie, mă. Mai am. Dură. Mai grele mai am. Nu mă sperie așa. Mai grele și pe te rog, pe... te rog. Mai am. Dar sunt scurte, rog, acelii, dar sunt grele. Ia să vedem încă o dată. Hai să pătrundem mintea autorului. Vii cu mine? Da. Hai să vedem cum a gândit el problema asta. De ce l-aș spus așa? Acum 26 de ani, foarte tare. Noi am zis-o peste 26 de ani. Da. Ca să ne mutăm cu problema. Vârsta mamei
vârsta mamei acum 26 este cât vârsta Denisei de acum. Da. Și am zis-o, vârsta Denisei de acum este așa, atât. Da. Și peste 8 luni, deci am pus-o în segment micuț, peste 8 luni, ea va avea o altă vârstă. Va avea segmentul ăsta, ca mărime. Deci, cei ce, îmi pare rău că n-am niște cretă acum, cei ce am îngroșat acum, cu cretă colorată să am, știi? Că ar fi mai vizibil. Deci, ceea ce am desenat acum este vârsta Denisei de acum îngroșat. Da. Peste 8 luni, Denisa va avea asta și încă ceva. Dar peste 8 luni, mama va avea de 4 ori asta. De 4 ori asta. Adică, odată, uite că mărime, da? Vezi? Odată, încă o dată, încă o dată și încă o dată. Deci peste 8 luni, segmentul ăsta trebuie să-l vedem de 4 ori la mama. Corect, da? Da. Dar în segmentul ăsta, în segmentul ăsta așa, se cuprinde unul gros, adică Denisa de acum, da, și 8 luni. Apoi, în celălalt care urmează, în al doilea, se cuprinde Denisa de acum și 8 luni. Denisa de acum și 8 luni. Denisa de acum și 8 luni. În final, ce înseamnă 26 de ani? Denisa de acum și tot spațiul ăsta, toată lungimea asta. Adică 26 și 8 luni înseamnă o Denisa, două, trei și la care pun și ăsta, și ăsta, și ăsta, și ăsta. Da? Și segmentele acelea. Și am zis 26 ori 12. Da. Că 26 de ani, fiecare an face cât înseamnă? 12 luni ori 12. 312. La care am adăugat 1, 2, 3. Numai 3 de 8. Da? Numai 3 de 8. Pentru că n-am spus. De ce numai 3 de 8? Pentru că am vrut să completez 1, 2, 3. Am vrut să completez pe Denisa peste 8 ani. Care e formată din bucățica asta. Denisa peste 8 ani formată din bucățica asta. Plus 8. Iar bucățica Denisa plus 8. Denisa plus 8. Deci în 26 de ani înseamnă 3 de Denisa și plus 3 bucățele de 8. 1, 2, 3. Da. Adică 26 ori 12, 312 luni, plus 24, mi-a dat 336, am împărțit la 3 și am aflat pe Denisa, nu de acum, pe Denisa plus 8 luni. Denisa plus 8 luni. Ei, adică 112 luni. Am aflat vârsta Denisei de peste 8 luni. Și ca să dau peste vârsta Denisei de acum, am scăzut din 112 8-ul, 112 minus 8 și mi-a dat 104. Deci 104 reprezintă vârsta Denisei de acum. Că dacă eu am aflat-o în totalitate, am scăzut 8 luni, că sunt acestea, nu? 8, 8, 8 luni. Am scăzut un 8 luni din 312, un 8 și m-a dat 104. Da. 104 reprezintă vârsta de aici. 104. Și acum vreau să văd în ani cât reprezintă 104.
De ce? Ca să văd în an vârsta lui Denisa de acum. Păi putem să aflăm. Ori 12. 104 am împărțit la 12. Mi-a dat 8 ani și au rămas 8 luni. Deci vârsta Denisei de acum este 8 ani și 8 luni. Da. Bun. Vârsta Denisei peste 8 luni, peste 8 luni va fi, cât va fi? 8 ani și 8 luni plus 8 luni, 9 ani și 4 luni. Da. Corect, nu? Da. 9 ani și 4 luni. Bun. Vârsta mamei este cât? Vârsta mamei, unde am gândit-o noi, vârsta mamei a însemnat câte luni? Acest peste 26 de ani și 8 luni am adăugat la vârsta lui Denisa de atunci și am obținut noi 448 de luni. Că vine 12 ori 4, nu am mulțit acolo cu 4, dar trebuia să facem și așa, merge foarte bine. Deci vârsta actuală a mamei 36 și 8 luni, dar vârsta actuală a lui Denisa e 8 ani și 8 luni. Probabil merge foarte bine. Uite-te și căițelul tău să vezi dacă l-a răspuns, dacă este corect. Nu, l-a răspuns. Vrei să te uiți la în carte la răspuns? L-ai vrut așa mai devreme? A, să vedea dacă e răspunsul, că doar unele... Să vezi dacă îți dă răspunsul aici și dacă este adevărat. Deci, este pagina 137. Ia vezi dacă am făcut corect problema. Imediat. Deci trebuie să dea, să fie, vârsta mamei să fie de... Da, deci Denisa trebuie să aibă... zice, aici e ceva în neregulă. Zice M egal și după aia mama este egal. Mă rog, eu vă zic, M mare este egal cu 8 ani și mama este egal cu 34 de ani. M egal cu 8 ani și mama egal cu 34 de ani. Eu trebuie să văd și eu ce scrie acolo. Uitați-vă, deci pagina... Sunt la pagina 103, da? Sunt la pagina 103. Pe 17, să-l iau la rând. Dacă nu. Deci, da. Deci, uitați-vă aici. M. 8 ani și mama... Nu știu ce e cu M-ul ăla. Nici nu știu de ce a pus. Da, 34 de ani. Hai să vedem dacă e corect ce au zis în carte. Nu? Păi așa să încercăm și noi, să vedem dacă e corect. După 8 luni... După 8 luni va avea 8 ani hai, și... Hai să facem în urmă cu 26 de ani, mai ușor, cu două. Nu. Hai să vedem dacă merge chestia asta, că pe noi ne interesează vârsta de acum, nu? Da. Vârsta de acum a lui Diana... Este 8 ani, zice, așa aș vrea să cred, că e mâși, mama, 34. Hai să vedem dacă merge problema. Deci vârsta de acum, la lui Diana, dă manual, ca răspuns, 8 ani. Da. Și vârsta mamei dă 34 ani. Peste 8 luni, Diana va avea cât? Plus 8 luni. Da, 8 ani și 8 luni. 8 ani. 8 ani și 8 luni. Iar mama va avea 34 ani și 8
luni. Da? Și atunci, ia să vedem dacă de 4 ori, de 4 ori 8 ani și 8 luni, face 34 de ani și 8 luni. Adică 8 ori 4, 32. Nu așa vine? 32. Deci 4 ori 8 și 8. 32 ani plus 4 ori 8, 32 de luni. 32 de luni, 32 luni, înseamnă înseamnă cât? 2 ani. 2 ani și 2 luni. 2 ani și 2 luni. 2 ani și imediat 8 ani, 8 luni. 2 ani și 8 luni. Și 32 plus 34 și 8 luni. Va face 34 și 8 luni. 34 și 8 luni. Este corect. Și ce problemă? Și atunci este o problemă. Undeva am greșit noi. Ia să vedem de ce. Deci la fetiță noi am zis 8 ani și 8 luni. Se pare că numai 8 ani ar fi corect. Păi dar dacă mai sunt variante? Nu știu. Nu ar trebui să fie o singură soluție. Dar noi cum am aflat atunci? Hai să vedem raționamentul. Reluăm încă o dată și sper să prindem foarte bine problema că ceva nu e în regulă. Deci vârsta actuală, 8 ani și 8 luni. Corect zice că numai 8 ani să fie. Deci așa spune autorul. Și de aici se modifică tot. Reluăm în raționamentul din nou. Vârsta Dianei acum este segmentul ăsta, da. Iar peste 8 luni mai adăugăm și 8. Din momentul în care mai adăugăm și 8, ai, vezi ceva, o greșeală? Da. Te rog. Trebuie să scădem 8. Vârsta, vedeți, vârsta actuală a Denisei este 8 ani și 8 luni. E vârsta aia după 8 luni. Ați încurcat. Nu? Da? E să vedem. Să vedem dacă tu ai dreptate. Dacă actuală este 36 de ani, atâta. Trebuie să credeți 8. Aici e vârsta în viitor, după 8 luni. Ați încurcat. Gata. Să vedem, să lămurim. Nu numai eu vreau să mă lămuresc. Vreau să lămuresc și prietenii noștri. Da. Da? E posibil așa tu să ai dreptate, dar... Acum trebuie să vedem raționamentul nostru. De ce ne-a păcălit undeva? Deci, atenție. Vârsta actuală a lui Denisa, atâta este, segmentul ăsta. Da. Punând 8 luni, îl facem atât de mare. Da. Da? În clipa asta, vârsta mamei este de 4 ori. După 8 luni acelea, vârsta mamei e de 4 ori segmentul ăsta. Eu las pe ăsta... Și trec în partea asta ca să raționez, probabil că am strecurat o greșeală. Sau ați uitat să vârsta actuală, ați uitat să scrieți că vârsta actuală e... Ați uitat să scădeți 8 luni. Probabil că ceva în chestia asta trebuie să fie o treabă. Deci, hai să zicem așa. Vârsta lui Denisa, asta este. Peste 8 luni, va fi atât. În clipa aceea, mama e de 4 ori cât ea. Deci vezi că fac exact ăsta și încă unul ca lungime și încă unul ca lungime și încă unul ca lungime. De acord? Da. Bine. Acum, mama are în fiecare de aici strecurat și surplusul. Deci văd o Denisa și 8 luni. Adică ăsta și 8. Dar mă văd o Denisa, adică rup asta, nu? O Denisa de acum și 8 luni. Văd o Denisa și 8 luni. Și iată o Denisa și 8 luni. Da. Dar
Pata asta de aici înseamnă 26 de ani în urmă și 8 luni. Da. Deci înseamnă 26 de ani, că zice, transpunem înapoi, da, transpunem înapoi 26 de ani ca să dăm peste vârsta mamei, de acum câți ani? Vârsta mamei de acum 26 de ani. Da. Vârsta mamei de acum 26 de ani este asta. Bun. Deci, 26 de ani s-a aflat aici, dar și 8 luni. Și mama a fugit cu 8 luni. Deci, practic, 26 de ani ar fi doar atât. Scădem peste 8 luni. Vârsta mamei ar fi doar atât în 26 de ani. Acum 20... Creșterea asta în 26 de ani ar însemna o denisă, una denisă, doi, să subliniem, una denisă, doi și trei denisa. Da? Da. Deci, 1, 2, 3 denisa. Ei bine, acum 26 de ani cât înseamnă dacă mulțim cu 26 cu 12? Ia să vedem. 26 cu 13. Cu 12, parcă. 26 cu 12, sigur că un an a zis 12. Am zis 13, îmi cer iertare. Da? Da. Deci 312 înseamnă o denisa, două, trei denisa. Da. Trei de denisa și optul adăugat. Da. Adică ar însemna, fiindcă și optul adăugat, dacă vreau să-i obțin numai pe denisa, dacă să rămână numai denisa, trei de al de denisa, înseamnă că din, cât ai spus, 100, 300, cât ai spus tu? 26 ori 12? Dumne, gata! Dumneavoastră erați acolo, ați încurcat, ziceați că acum e la vârsta actuală. Nu e la vârsta actuală la 8 luni. Cred și în partea aia peste 8 luni. Deci, hai să vedem. Insistăm aici, aici este miezul problemei. Cred că aici am stricat o greșeală. Mă bucur mult că am insistat și ne-am întors în problemă. Ce este greșeala stricurat? Ia să vedem. Deci 26 de ani înseamnă 3 de al de denisa. Ce ai spus tu? 26 ori 12. Cât 312. 312 luni. Așa. Și acum, ce am în continuu? Dacă vreau să dau peste vârsta lui denisa de acum, scad un 8. 2, 3 de 8. Da. Și înseamnă că... Scădem din 312 în 24. Nu, ca să rămână numai de 3 ori vârsta denisei. Da. 312. 312 minus 24 este egal cu... 4, 288. 288. E bine? Aia mai calculăm. 288. 288 să împărțim da, la 288 să împărțim la 3, câți 3 denisa. Aici 288 împărțit la 3 egal cu 3 în 28. De 9 ori 3 27 18 3 6. 8, 6. 96 de luni. 96 de luni are acum. Da. Denisa. Și împărțim pe 96 la câte îl împărțim? La 12? 96 împărțit la 12 este egal cu... Cât aici? 96 împărțit la 12 face 8. 8 ori 2, 16. 8 ori 96, perfect. Deci acum denisa are 8 ani. Ați greșit ceva. M-am încurcat cu 8-ul ăsta.
Cred că ați venit. Eu am făcut ce mi-a zis dumneavoastră, da. Da, sigur că da. Nu, în momentul de față trebuie să spunem că ne asumăm răspunderea amândoi. Da. Deci a fost o greșeală de raționament, iată, luând din nou, sesizăm că în 26 de ani se află cuprins de 3 ori Denisa și alți 8 creșterea asta, 1, 2, 3. De aceea 26 ori 12, da? Am înmulțit, mi-a dat 312, am scăzut pe 24 acești surplus, nu? Ca să dau peste vârsta Denisei și mi-a dat 96, mi-a împărțit și mi-a dat 8 ani. Eu mai puteam face și așa. Pe 312 îl împărțeam la 3 și îmi dădea nu știu cât, după care scădeam pe 8 luni și îmi dădea 8 ani, ar fi dat 8 ani și 8 luni. Scădeam pe 8 luni și îmi dădea răspunsul, a fost 8 ani. Cred că e o vină, cam e o vină, deoarece mi-a lăsat. Am zis clar 312 și dumneavoastră a scris 336. Acolo. Cred că așa, poate fi asta o greșeală. Uitați, am aici în care ați scris. Da? De-aia copiat și acum e șterg. Da, deci hai să vedem încă o dată. Raționamentul corect ăsta a făcut. Și îmi dă în interior aici de câte ori Denisa? Una, două, trei. Am scăzut cele opt luni de 3 ori. L-am împărțit la 12, mi-a dat 96 luni, am împărțit la 12 și înseamnă 8 ani. 8 ani, acum 8 ani, fără și 8 luni. Iar mama, hai să vedem cât este mama. Pentru asta, la Denisa mai adăugăm 8 luni și pe urmă mulțim cu 4. Cât e 4 ori? Da. Deci vârsta mamei egală cu 4 ori 8 ani. 4 ori 8 ani plus 8 luni adică cât ar fi 8 ani plus 8 luni greșit? Nu, n-am greșit. Deci vârsta mamei este de 4 ori mai mare minus 8 luni. Minus 8 luni, foarte bine. De 4 ori. Pentru că era în... După ce a alergat și mama cu plus 8 luni, nu? Da, acum am greșit din nou. Așa. Deci de 4 ori 8 ani și 8 luni, nu? Da. Minus 8 luni. Minus 8 luni este egal cu 32 minus 8 luni este egal 32 minus 31 și 4 luni. Atenție, 4 ori 8, 32 de ani plus 4 ori 8 luni 4 ori 8 luni că mulțim cu 4 și pe ăsta ca și cum ar fi distributivitatea. Deci 4 ori 32 de ani și 4 ori 8 luni minus 8 luni. Și egal cu 32 de ani plus de 4 ori 8 luni și minus 8 luni face plus de 3 ori 8 luni. 3 ori 8 luni. Și 2 plus 4 ori 8 luni. 32 plus 3 ori 8, 24 de luni. Egal 32 plus 3 ori 24, nu? 3 ori 24, da. 24 luni și egal mai departe, 24 de luni înseamnă 2 ani. Adică 34. 32 plus 2 ani și face egal cu 34 ani. Uah, ce fain este! Clar, 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 foarte clar. Deci răspunsul corect, 8 ani și nu 36 de ani, ci 34 de ani. Păi, George, hai să facem ochii mari, mă. 34 ani.
8 ani și 34 de ani. Păi vârsta... merge bine că dacă am văzut și în carte chestia asta. Da, 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 da. Altfel noi lăsăm greșeala aceea strecurată și iată că nu e automat. Hai, să ne uităm la răspunsuri de acum încolo, dacă... Ne uităm și ne uităm la răspunsuri corect, ca nu cumva să se mai întâmple o chestie de asta. Bine? S-a întâmplat și nu știm noi. Eu zic cum s-a întâmplat, a fost foarte tare acolo. Dar, dar prietenii noștri, când o să vadă filmele, o să vadă și au spus am găsit o greșeală. Și eu nu mă spun dacă spun că au găsit o greșeală. Au găsit o greșeală. Pentru că au sesizat, probabil, că un moment de slăbiciune al nostru și ne-au atacat. Dar asta e. Asta înseamnă să fim și noi mai atenți, mult mai atenți. Hai să ne luăm încă o dată problema. Cred că reluarea de semne de aici a fost mult mai... mai sugestiv. Aici am fost în perioada în care am bâlbâit. Pentru că nu a fost clar, a fost la prima citire, dar acum miezul problemei a constat în ideea de reprezentare grafică, nu așa? Da. Deci reprezentarea grafică iar ne-a scos din încurcătură. Am zis Diana și aici mama. Diana acum peste 8 luni. Mama e de 4 ori segmentul ăsta. Și vezi cât e de important, George, să figurăm cât se poate de corect. Uite, ca să se vadă așa de către toată lumea. Că e vorba de segmentele acestea. Da? De 4 ori luată. Deci peste 8 luni, mama va avea de 4 ori Diana de acum plus 8. Adică segmentul ăsta l-a luat o dată, de 2 ori, de 3 ori și de 4 ori. Da? E de 4 ori. Și acum am zis, bine, bine, dar se încadrează cam așa. Fiecare are un 8. 8, 8, 8, 8. Și acum am venit înapoi, am scăzut acest 8 pe care mama îl va prinde după 8 luni odată cu Diana. Deci am renunțat la el, pleacă tu de aici și a rămas doar 26 de ani în bucata asta. Deci 26 de ani e ca situația de acum 26 de ani în urmă. Și asta însemnând o Diana, două Diana, trei Diana și trei de 8. În 26 de ani. Și am mulțit repede 26 sau 12 și când ne-a dat. Am scăzut pe 8, așa, ca să-mi rămână Diana de acum, 3 Diane să-mi rămână, da? 3, de 3 ori vârsta Diane, și am împărțit în 3 și mi-a dat că ar avea Diana 8 luni. Nu? Așa mi-a dat parcă, 8 ani, pardon, 8 ani. Da. 8 ani. Și i-am mai pus 8 luni lui Diana și am înmulțit cu 4 și am înmulțit cu 4 și am scăzut un 4 aici, a fost ideea ta foarte tare, scăzut un 4, că pe mine mă interesează vârsta mamei de acum. Da, nu vârsta mamei de... De peste 8 luni. Sau una e mamă. Da? Deci vârsta de acum. Și tu ai zis de 4 ori, 8 ani și 8, 8 ani luni aici și 8 ani. 8 ani și 8 luni, de 4 ori, de 4 ori, 8 ani și 8 luni, minus 8 luni, ca să dau peste vârsta mamei de acum. Da. Și am zis 4 ori 8, 32, 4 ori 8 luni, minus 8 luni acela, și face 3 de al de 8 luni, 3 ori 24 luni, la 32 de ani mai adaug 24 luni, care înseamnă 2 ani, da. Și fac 34 de ani și este excelent răspunsul corect. Deci, răspuns corect. Răspunsul. Diana egal cât Diana egal cu 8 ani și mama egală 34 ani. Spune dacă vă pune dificultate următoarea. Văd, dar problema cealaltă. Da, într-adevăr, din ce în ce mai tari probleme. Nu știu ce ai făcut tu, dar m-ai prins cu probleme foarte tare acum. Mi se par mai tare decât în prima parte a zilei. Ai fost mai drăguț cu mine în prima parte, acum cred că te răzbun pe mine. Dar atenție că trebuie să și tu semnezi la problemele acestea. Da. Da?
Ai prins una, da? Ai una așa, da. Sunt două acum, mai din cele, cred că sunt cele mai grele. Nu știu neapărat. Dar am citit. Le-ai citit? Da. Așa. Vom vedea. Vom vedea. Acum, acum. Pătrundem în probleme. Te rog. Bine. Pentru colegii săi, Lucian a cumpărat 4 cutii de bomboane, 3 rulade și 4 ciocolate. Da? Deci pentru colegii săi, el a cumpărat încă o dată? 4 cutii de bomboane, 3 rulade și 4 ciocolate. Deci 4 cutii de bomboane, nu? Da. 4 cutii de bomboane. Câbâm, sau... Da. Da. 3 rulade. 3 rulade. Și 7 cu. 7 ce? Ciocolate. Ciocolate. O cutie de bomboane a costat cât 3 ciocolate. Deci, o cutie de bomboane cât? A costat cât 3 ciocolate. Deci, ciocolată o fac atâta, un segment. Da? Da. Și bomboana, cutia de bomboane cât 3? Da. 1, 2, 3. Asta înseamnă prețul... Iar o, da, iar o... Iar o ruladă cu două ciocolate. O ruladă cu două ciocolate. Adică pentru ruladă, în dreptul ruladă, o să pun două segmente. Bine, nu vă aștepta să fie cu câte rulăzi, dacă știi a luat. Cât o fi. Știind că o ciocolată, o ruladă și o cutie de bomboane costă 12 lei. Deci, o... Cât ai să o? Știind că o ciocolată, o ruladă și o cutie de bomboane costă 12 lei, află cât le-a cheltuit Lucian. Wow! Adică o chestie de asta, o ciocolată, o ruladă și o cutie de bomboane... O ruladă, sau nici nu știu! Nu sunt, nu știu. Păi da, spune așa, o ruladă... Deci, o bomboană. Deci, fiindcă o ciocolată, o ruladă și o cutie de bomboane costă 12 lei. În 12 total. Lei? În total. Așa, păi adică, în total. Hai o să... bomboană, adică o cutie de bomboane, o ruladă, doar o ruladă, așa. Și, doar o ciocolată, 12 lei în total. Păi da, câte segmente de ciocolate? Câte segmente sunt? Unu, da, da, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciocolate. Nu, 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 nu. Un segment de ciocolată, un segment de bomboane și un segment de... Păi da, un segment de ciocolată e asta, un segment de bomboane e asta. Nu, 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 nu. Cum tu? Ia uite-te acolo. Nu, 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 nu. Zice, știi că o ciocolată, o ruladă... Păi, asta e o ciocolată. Asta o ruladă. O ruladă asta este. Sunt două rulaze. Nu e adevărat, prețul e dublu, dar ea o ruladă este. Și o cutie de bomboane costă 12 lei. Ascultă-mă, că am dreptat eu. Eu când am spus așa, că o cutie de bomboane costă cât 3 de ciocolată, dar tu te-ai spus de fapt că în loc de o cutie de bomboane poate lua 3 de ciocolată cu banii aceia. 3 ciocolate. Deci dumneavoastră pe să ziceți că ați cam înlocuit alea. Asta fac, mă! Asta e șmecheria. Nu te-am încurcat, am lipezit. Că eu acum știu că... M-am prins. Deci aia cele 3 segmente este doar o cutie. Sigur că da, asta 3 segmente înseamnă 3 ciocolate în locul de cutia de bomboane. Cutie și... Și în loc de prețul de o ruladă, înseamnă 2 ciocolate. Deci eu acum am spus, aș spune așa, în loc de o cutie cu bomboane, parcă aș lua 3 ciocolate. Da. Și în loc de o cutie cu... ruladă, parcă aș lua 2 ciocolate. Prin reprezentare. Am impresie că e foarte ușoară problema. Păi da, mă, când am făcut șmecheria asta, gata, sunt aproape. Eu știu prețul unei ciocolate acum. Păi... Nu, deci trebuie să aflăm câte părți egale sunt 6 împărți... 12 împărți la 6? 2, deci o cutie costă... O ciocolată costă 2 lei. Doar 3, 6...
Deci am răspunsul foarte tare acum. Deci ciocolata, liniuță, 2 lei. Cred că bomboana costă, cutia de bomboane costă cât? Cutia de bomboane costă 2-3. 2-3. 6 lei. Și cutia de rulată costă? Și cutia de rulată costă 2 ori 2. 2 ori 2. Adică, da, 2 ori 2 și egal cu, cât am zis, cu 4 lei. Cred că, da, e foarte ușoară. Păi da, dar aici a fost cheia. Nu, da, cred că n-am citit-o eu, nu că... Eu știu, dar cred că am fost rapid. M-am luat-o rapid și n-am mai ținut cont de asta prea bine. În sensul că nu prea am citit-o, am uitat la ea puțin. Și nu știam că e atât de ușoară. Deci acum parcă îți pare rău. Te uiți să spui că... Nu trebuia să o zic. Aproape nu trebuie să o zici, îmi place tare, foarte tare îmi place. Nu trebuia să o zic, că știam să o știu, sigur. Vezi? Vezi cât de frumoasă este problema? Ia reprezintă și tu repede și o punem pe tablă. Adică pe căiția lui tău să... Da, o știu și eu. Hai, păi scrie totuși, nu crezi? Da, știu. Bine, s-o fac. Hai, acum scriu. O știu și înainte să o fac, dar m-am grăbit să le aleg problemele, că eram în grabă și trebuia să aleg niște probleme. Am înțeles. M-am grăbit cu a 32, dar treșterea chiar, am citit-o pe treștere. Da? Da? Bine. Hai să te rog să... E problema care e acolo? 33? E 32 asta. 32. Deci problema 32. E numărul din carte. Am înțeles. De la pagina care? Mă rog, că ar fi acolo important. 104 sau 103. Bun. Haide, te rog, acum haide să finalizăm chestiunea. Fă desenul C în loc de B, 3C în loc de I, 2C. Da? Ca și cum spune că în loc de o cutie cu bomboane echivalentul prețului a 3 ciocolate. Oricum am scăpat ușor problema asta. Nu, deci n-am zis, dar nu. Îți pare rău cum e dat-o. Nu știam! Sofana, ce n-am... Deci eu știam, nu că am citit-o eu în grabă. Faptul că am citit-o în grabă, dar eu știam să o fac. Mă întrebam și am trecut peste aia, ziceam că e grea imediat, că nu trebuia să... Dacă o citam din altă oară, îmi dădeam seama imediat. Da, deci trebuie să citești o dată de două ori și altă. Am doar o dată. Sigur. Și am trecut-o și credeam că e grea. Am înțeles. Că n-am înțeles nimic din ce am citit eu. Da, păi chestia aceea, citește-o rar, o dată de... Ce fac eu? Tot timpul mă citește o dată, Că nu prind nimic la prima citire. Eu am citit-o pe asta, dar nu mă gândeam că e de ușor, că dacă e rea, că am citit-o o dată. Nici n-am citit-o, cred că pe toată. Am înțeles. Eram la greu, trebuia să le niște probleme și... Da, nu... da, ai scăpat de obligația asta repede, știi? Da. Bine. Nu, problema asta, că n-aveam ce probleme să aleg, că le-am făcut mai pe toate. Am înțeles. Și nu prea mai aveam și totuși, trebuia să aleg rapid. Bine, hai te rog acum să faci desenul. Mai avem de făcut. Am înțeles, nu-i problemă. Și acum trebuie să o finalizăm. Cât o da pe 4 cutii de bomboane, 3 rulade și 7 ciocolate. Imediat, e foarte ușor. Deci suma S este egală cu... Adică 4, deci ne ducem 4 ori 4 6. Ori 6. Este egal cu... Nu, 4 ori 6 plus... 4. Plus 3 ori 4 ori 6. A, da, dar putea să la fel și separat. Da, înțeles, dar de ce? Deodată, suma este egal cu 4 ori 6 plus 3 ori rulada ori 4 plus 7 ori 2. Nu? Da. Și face 4 ori 6, 24 plus 3 ori, 3 ori 4, 12 plus 7 ori 2, 14. 50 de lei. 50. Face 50 de lei, spui tu, da? Da. 50 lei. Iată că am răspuns la problemă foarte repede. Deci, nu mă gândeam. Deci, am citit-o rapid. Deci, uite, în asta de excelență se mai află și din asta ușor.